Unul dintre cele mai agitate locuri din România zilele acestea este o mică fabrică de globuri care, de peste 30 de ani, creează și trimite în toate colțurile lumii globuri fabricate manual din sticlă modelată la cald. Ornamentele pleacă zilele acestea de la Curtea de Argeș și călătoresc spre America, Japonia, Canada sau Australia. Globurile realizate aici sunt suflate și decorate cu glitter, cu mărgele și uneori chiar și cu cristale Swarovski. Cu toate că suntem într-o perioadă de restricții, copiii nu au ocolit fabrica lui Moș Crăciun. Aici au fost primiți cu bucurie de către spiriduși care s-au grăbit să le arate o parte din ceea ce se creează pentru împodobirea bradului. Spuneți-mi, vă rog, cum v-ați descurcat în pandemie când a trebuit să purtați măști? Puțin mai greu, datorită faptului că trebuie să respectăm normele ce se ni se impun. Și asta e, respectăm ce se ne impun și... Merge puțin mai greu cu pandemia, acum că trebuie respectate normele de la DSP, de la... În anii trecuți câte astfel de ornamente reușea să faceți? Mii, la ordinul miilor, da. La jumătate. Că e ca peste tot, mergem greu. Deci acum, toată economia, toată se cunoaște pandemia. Dar fabrica lui Moș Crăciun rămâne deschis. Trebuie să păstrăm tradiția. Crăciunițele le-au confecționat copiilor câte un globuleț personalizat pentru a avea o amintire de la fabrica lui Moș Crăciun. Păi și pentru angajații noștri a fost mai greu. Mai greu, deși mai puțin cu vizitele pe aici și mai rar. Văd că aveți liste cu numele copiilor care vor primi globuri. Mai mult online ne descurcăm. Da. Da. Avem și copii, dar mai puțini. În momentul de față lucrez la o comandă impusă. Deci este un peisaj. Deci cineva care a avut un glob personalizat. Un lanț hotelier. Da. Deține un lanț hotelier și a vrut un globuleț personalizat cu sigla. Eri cu capa sau cu cu? Ce frumos e, doamna, vai! Te rog frumos să nu pui mânuța pe scris, îți ia așa în sus și mergi acolo la Crăciunită să fii cu. Directorul fabricii de la Curtea de Argeș a subliniat faptul că micuții sunt cei care trebuie să se bucure de sărbătorile de iarnă, iar o vizită la fabrica de globulețe este o excursie binevenită. S-a ținut și anul acesta cont de restricțiile care sunt în vigoare. Întrevedeam o astfel de cădere a activității comerciale și de producție în fabrica noastră, dar nu credeam că la acest nivel. Am reușit să depășim situația din 2020 și 2021 în acest an prin trecerea magazinului în online. Avem două magazine online care au suplinit ceva, câte ceva din producția pe care trebuia să o realizăm ca cifră de afaceri în acești 2 ani. Nu ne permit normele sanitare să facem o astfel de activitate de anvergură, pentru că trebuie respectată distanța, trebuie sanitară, trebuie respectate normele care se impun și astfel a scăzut participarea la astfel de la acest eveniment cu 60% față de anii trecuți. La fabrica Moșului rămâne deschis. La fabrica lui Moș Crăciun din Curtea de Argeș. Pe lângă bucuria copiilor care vin să viziteze fabrica lui Moș Crăciun, globulețele de aici bucură sufletele altor mii de copii care le pot admira în bradul de acasă.